Văzusem broșuri și am avut impresia că, într-adevăr, am... Da. Hai să vă arăt diferența dintre bujile radio și bujile normale, da? Ba, nu. Vreți să stau puțin cu mine? Salutare, oameni buni, și bine m-am găsit la un nou episod pe canalul meu de YouTube. Astăzi, nu știu cum se vede bine, dar încă o zi minunată la garaj. Ce facem astăzi? Păi, continuăm să facem ceea ce trebuie să facem. Aș fi vrut să fac schimbul de ulei, dar cum nu pot, pentru că eu sunt obișnuit să fac schimbul de ulei prima dată cu motorul pornit. Pornesc motorul, îl încălzesc cât de cât ca să balbodeze puțin uleiul, ca apoi să fie mai lichid, îl opresc și apoi dau drumul la tot uleiul. Dar neavând rezervorul pe motocicletă, nu pot să o pornesc, așa că ceea ce o să facem este să schimbăm filtrul de aer și bujiile. Aici avem filtrul de aer și bujiile Iridium. O să dau filtrul de aer jos, să văd cât de accesibile sunt bujiile, din filtrul de aer și bujiile. Hai să vedem ce și cum o să iasă. Și cred că o să am și ceva companie. O să vedem pe parcurs. Continui să țină geaca la mine, că e friguț aici la garaj. Vine să iau la șapca cea vestită. Mă încurc, e bine. Hai să desfacem. O să desfac șuruburile astea de aici, de la filtrul de aer. Scoatem mufa și schimbăm filtrul. Să vedem cum arată filtrul. Și multe șuruburi la filtrul ăsta. Exact 2, 4, 6, 8, 10, 11 șuruburi, frate. Trebuie să facă ceva mai simplu. Țac, țac, deschizi carcasa, schimbi filtrul și cu asta basta. Nu, doamne. Cum facem filtrul de aer sau gândit așa de la Yamaha? Păi fii atent cu un proiect. Facem o carcasă așa, țac, capaca, mai rotund, mai pe oval, mai pe bombat și îi futem vreo 12, 15 șuruburi, știi? Păi de ce atât de multe? Păi în cazul în care e de schimbat filtrul de aer, să nu faci foarte repede. Adică să pierzi ceva vreme, știi? Pam, pam. Da, tot roșu e, dar nu este un filtru sport. Ăsta e filtru sport. Văzusem roșu și am avut impresia că, într-adevăr, am un filtru sport. Da, da, da. Cu toate că, la grosime, dacă observați, e puțin diferit. O să vină cu foarte... Băi, nu, băi, nu, cât, nu cât de aici. Da, trebuie să stea. Ok. Bun. Dar, filtrul sport va veni pus după, pentru că... Prima și prima dată trebuie să dau jos cutia, airbox-ul aici, ca să pot să ajung la bujii. Revin. Am desfăcut șurubul ăsta de aici, 1, 2, 3, 4, 5 și 6. Și ridicăm consola de airbox. Băi, deci uite-te cum are bujiile, bă băiatul. Deci fii atent aici. Una, două băgat acolo în interior. Mamă, să vezi ce greu e aici atât de desfăcut. Bă, deci am reușit să desfacem prima bujie, da? Să vă arăt cum arată o bujie. Unii ar spune că e originală, alții ar spune că e mit. Bujia asta dă o morții măsii. Dă o morții măsii. O pun aici ca să vă dați seama puțin. Bă! Cum se pare o bujie? Să merge un sezon? Ăsta erau de schimbat. Fără doar și poate. Deci una am scos. Suntem la a doua aici, să vedem dacă putem. Pe partea asta, hai că ar fi mai simplu, pe partea cealaltă e mai greu. Hai să vă arăt diferența dintre bujiile radio și bujiile normale, da? Sper că se vede cât de cât. Stai să focuseze camera. Pe 4000 de euro. DSLR, Canon, pe așa. Asta e bujia veche, adică se observă, n-am văzut cum să nu vă dați seama. Arată cam așa, era de schimbat. Iar asta e bujia nouă. Hai că am schimbat două. Asta și cea de lângă. Nu prea se vede. Dar nu pot să mai schimb și pe celelalte. Că... Mea, l-am aici pe cel mai mare TikToker in the globe. Și nu, nu e loc. Și pregătește. Vai. Vai, mamă. Vrei să-ți fac puțin curat pe aici? Nu, dar eu pot să și fac curat ceva. Ia la va. Du-te că fac eu TikTok-ul. Îi luăm? Mă, băga-mi așa. Nu, e bine. Mă vede, știi cum mă vede? Ia uite, acolo. Ia-i prin cască, de-aia vede când rămân fără. Îți face genele? Nu. De ce faci aici? Mono. Ia uite, nu are mult. Păi bă, stai așa, ține-l ăsta, că tocmai ce l-am schimbat. Eu de aici, cât știu eu că ar costa. Rămâne și să le montezi și pe celelalte două și între timp ne uităm aici, că avem bilete gratis. Dubla 2. Așa să facem un TikTok.
Vin eu. Dubla 3. Scuze-mă, dă-ți să le resirvează, respui și tu. Țineam ca să vă explic cum anume am scos ultima bujie. Bujia asta, o să le răspuțin aici. Ultima bujie e situată aici, dacă se observă. Practic e pistonul 3 și de aici, ca să poți să o scoți, e chestia asta care te cam încurcă. Eu încercam cu chestia asta, care e 16. De cricket. Băgat aici din interior, deja intră greu. Observați. Băgat aici în interior, ajungea și îmi bătea în ăsta un epurator. Bine, ai zis toate bune și frumoase reușire. Noi mă rezolva Andrei într-un mod sau altul ca să desfacă, că e inventiv, dar odată ce desfiletam, biletul unei bujii fiind atât de mare, deci în momentul în care desfiletez cum e acum băgată, ieșea mult în afară, deci eu de aici nu puteam să mă duc. Și dacă mă duceam mai sus, deja înclinam cheia și nu mai puteam să-i bloca. Așa că am scos asta și am căutat vreo oră. Ca să găsesc în trusa motocicletei cheia ei originală de desfacere. Are două capete, cheia originală. Și cu cheia originală odată băgată aici. Deci întotdeauna folosit, dacă aveți cheile originale ale motocicletei, am folosit o cheie de 18 prinsă și desfiletez cu calm. Am pierdut atât de mult timp în loc să verific de la început trusa originală a motocicletei. Asta e a treia bujie care o schimb. Urmează bujia 4 și am terminat bujile. Fără a demonta furtunele de lichid, răcire sau radiator. Continuăm cu următoarea bujie. Am terminat. Am montat bujiile. A fost o nebunie totală, deci am stat o grămadă ca să le montăm până când am realizat ce am realizat mai devreme. Urmează să montăm airbox-ul, practic cutia de aer și filtrul de aer. O montez și cam asta e. Am închis și a fost. Am terminat partea. Mai rămâne uleiul și toate carenele. Aba, bine, și restul. Da, se fac în timp astea, bine? Ce mi-a căzut, boss? Boss. Bă. Ce ăsta din capăt. Eu și cu vederea mea. Și aici aș făcut. Vezi că s-a divertat în locul la fuma. Doi zece, dau la microfon. Clipe, face off the dome. Așa? Nu. Da, cablul ăsta ce e? Ce-i ăsta? Ia vezi, cablul ăsta ce-i? Stai, mă! Ăsta ce-i? Ăsta e ambreajul? Nu, aia, ăla nu e ambreajul, aia e mai de urgență, ca la tren. De aici așa vezi? Da. Și ăsta ce scuie de așa? Stai, distrusă, bă, pula. Și dacă dau așa, ce se întâmplă? Bă! Headshot! Double kill! Să dau cu bufa la el. Piesa de rezistență. Andrei, pui șurubul. Andrei, pui șurubul. Ia știu. Băi, stai mă, trebuie să vină. Stai că trebuie să vină. Ia mă, până la urmă. Andrei? Bă, dacă mă-ți termin aici, bă. Dau bere. Mama, este țapă. Gata. Nu, dă-mă o să băgăm. Mâine sus.